ani. Poftă bună. Nu, nu vă uitați la mine că sunt aici pe micul ecran și vă zâmbesc și încerc să fiu frumoasă, fermecătoare. În fața mea sunt patru oameni, dumneavoastră nu-i vedeți, care se strâmbă la mine și îmi fac semn să fiu mai vioaie, mai vesele, mai fermecătoare. Ies unul sub o masă acolo care nu știu ce tot suflă. Ce vrei, tovarășe? A, îmi suflă textul. Las că-l știu. Se supără autorul dacă îi uit vreo poantă, pe are una singură. Cum am să o uit tocmai pe aia? Deasupra mea sunt șase reflectoare care mă orbesc ca să am privirea mai vie. Și nici n-am voie să lăcrimez pentru că mi se dezlipesc genele. Și nici nu sunt grele genele astea false. O jumătate de metru lungime, o jumătate de kilogram greutate, de-abia țin ploapele deschise. Ia uite, machioza vine spre mine cu un burete mare, ci că mi-a apărut un rid. Mie? Vedeți dumneavoastră la mie vreun rid? Eu care am 20 de ani. De când joc babe, copii, milițieni, fac fripturi la ora femeilor, prezint festivaluri în fața camerelor de luat vedere și astea au numere care se aprind și când la uit la doi se aprinde unul și unul de sus strigă la mine să nu mă uit la unul, să mă uit la trei. Na, că s-a aprins patru, acum unde să mă mai uit? Și dacă mă uit, parcă ce folos? Ce dumneavoastră vă uitați la mine? Vă uitați în farfurie și foarte bine faceți. Ce să vedeți la mine? Că tremur, mai frumos tremur o piftie. Și dați și o satisfacție gazdei care s-a străduit să vă prepare acest reveion. Nu ca noi. Păi, în fond, ce face Amza Pelea de reveion? Își pune în cap pălăria aia blăjdită, care la băileș nu mai poartă nici prostul satului, și să ia de sucă. Dar de ce săracul? Că-i băiat bun. Și noi avem un nepot și nu să ia nimeni de el. Băiat bun, stâlp, de cafenea. Noroc a intrat în planul de demolare. Nu, nu, mâncați, distrați-vă, beți. Nu băgați de seamă că am ajuns la jumătatea monologului și nu m-am mișcat din loc ca să nu ies din conul de lumină. Să nu apar bronzată numai pe jumătate. Jumătate stela, jumătate bănică. Dar mai mutați, tovarăși, conul ăla de lumină, că am înțepenit de tot. Mulțumesc. S-au rodicat tăpălagă, săraca. 4 ore s-a copt sub cască la coafer pentru dumneavoastră, ca să fie cât mai blondă, mai fermecătoare, când o să interpreteze sketch-ul ăla nou cu bărbații care nu oferă locul în autobuz femeilor. Și dumneavoastră o să spuneți, aiurea, ce parcă femeile așteaptă să le oferim noi locul în autobuz, ele așteaptă săracile autobuzul. Sau mă gândesc la Margareta Pâslaru. Ea care e în stare să schimbe 4 toalete de la Arta Modei pentru un singur cântec de 3 minute. Că dacă ar fi să amortizeze o singură toaletă, ar trebui să cânte în aceeași rochie, același cântec, 2 zile și 2 nopți, și pe programul 1 și pe programul 2. Dar ce? Parcă dumneavoastră vă uitați la toaletele ei, vă uitați la friptura de curcan și foarte bine faceți. Să trăiască gazda care i-a făcut-o. Să nu cumva să uitați să spuneți treaba asta, ascultați-mă pe mine. Că anul trecut mama, pentru că toată lumea se uita la televizor și nu-i lăuda bucatele, s-a dus, i-a scos o lampă și a ascuns-o. Așa de bine că pe m-am căutat-o un an de zile prin tot orașul și n-am găsit-o. Apropo, dacă o auziți pe Dida Drăgan țipând, să știți că nu ascultați la televizorul cel fără lampă. Nu, televizorul e foarte bun, așa cântă ea noaptea de reveion ca să vă facă plăcere și să vă trezească. Nu, dumneavoastră, beți, distrați-vă, amuzați-vă. Nu băgați de seamă că Florin Piersic face gimnastică, face cură de slăbire, face ore de călărie ca să pară mereu tânăr și frumos. L-am văzut odată pe 3 ore din azi de echitație și mi s-a părut mult mai tânăr Gică Petrescu. Da? Toată lumea se străduiește să vă ofere un program cât mai variat de reveion. Uite, până și Aria aduce cântăreți celebri, nu străini, dar măcar de-ai noștri. 2 zile de reveion, vine Corina Chiriac. Imprimă un cântec și pe urmă, iar o aleargă săraca prin străinătate 3 luni să cânte Opriți timpul. Beți, mâncați, distrați-vă. Eu, ce fac eu de reveion? Uite, anul trecut am făcut țândări serialul Alan Dallas. Că Jere e prea rău, că Bobby e prea bun, că Pamela e prea cu minte, că Suelen invers, praf l-am făcut. Ba, până la urmă s-a spus că din cauza mea l-am pușcat pe Jere. Ei, și a venit un serial mai bun decât să mănânc pâinea asta neagră la televizor. Mai bine fac și eu reveion acasă, cu rudele și cu prietenii. Critic programul de la televiziune, de partea aia la alta geamului. La mulți!